Editura Humanitas a scos o nouă antologie de prozatorii români contemporani. Este o antologie făcută de dumneavoastră. Pentru cine se fac antologiile acestea literare? Mai mult pentru cititori sau mai mult pentru scriitori? Antologia a apărut la finalul anului trecut, în toamnă, la Gaudamus. Mi-am dorit să încheiem cumva cu ea un prim an și un pic, de fapt, de când a apărut colecția de scriitori români contemporani de la Humanitas, pe care o coordonez. Și mi-am dorit foarte mult să fac o antologie de proză tânără, de autori români contemporani, în așa fel încât să-i aducem un pic și în fața cititorilor care sunt poate mai puțin interesați de literatura română contemporană. La noi există fenomenul ăsta pe care probabil îl cunoașteți pe piața noastră editorială, un interes mult mai mare față de literatura străină, care și domină de altfel piața din toate punctele de vedere, și un interes mult mai mic față de scriitorii de astăzi. Adică exact invers decât se întâmplă prin alte părți, și cumva am vrut să corectăm lucrul ăsta. Bine, nu e prima antologie de literatură română contemporană care se face. Eu am vrut să adun aici o serie de autori care fie sunt în momentul ăsta foarte bine implementați și apreciați de critici, apreciați de publicul cititor, au debutat cu o carte sau sunt la a doua sau la a treia carte, deci cumva la început de drum, dar și prozatori despre care, nu știu, în ultima vreme s-au auzit mai puțin și cumva să-i aducem din nou în atenție și totodată să-i provocăm să continue să scrie. Și am făcut o selecție care inițial era mult mai mare de prozatori, și în cele din urmă m-am oprit la acest număr de 16 prozatori contemporani. A fi inclus într-o astfel de antologie confirmă o reputație literară pentru scriitorul care Exact. este, dar și pentru cititor, și cititorul vrea să fie cumva la curent cu felul cum sunt evaluați, să spunem așa, între ghilimele, scriitorii. Că au mai fost înainte mai multe antologii, tot asta mi s-a părut dintre ultimele sau dintre ultimii ani cea mai consistentă, cea mai legată, cea mai coerentă. Cum ați ales? Care au fost criteriile după care ați ales textele și autorii? Au mai fost antologii, în principal antologii de proză scurtă. Aceasta nu e o antologie de proză scurtă. Eu am gândit-o pe modelul celebrei Granta, unde se publică și fragmente de roman. Deci, practic, mi-am dorit să intru în laboratoarele personale, secrete ale autorilor și să smulg de acolo inclusiv fragmente din cărțile la care ei lucrează în acest moment. Sunt unele texte scrise special pentru această antologie și asta m-a bucurat foarte mult că mi-a arătat cumva că a fost un exercițiu stimulativ pentru prozatori să găsească cât un text potrivit pentru antologia asta. Sunt fragmente din romane la care ei lucrează și care sunt convinsă că vor fi foarte apreciate de critică și de cititori. De altfel, s-a și scris despre carte și au fost remarcați o parte dintre autori. Cum i-am ales? I-am ales, bineînțeles, și în funcție de gustul meu personal, dar am încercat să nu fie acesta singurul criteriu și să fiu cât se poate de obiectivă. Am ales câțiva autori tineri, unii sunt chiar parte din această colecție, cum e Bogdan Răilanu. El a publicat aici un roman pe care chiar îl avem pe masă, Dinții ascuțiței binelui, după un volum de proză scurtă care a avut și el foarte mult succes. Și aici mi-a dat două texte scurte care mi-au plăcut în egală măsură, n-am reușit să aleg între ele, până la urmă le-am publicat pe amândouă, pentru că mi se pare că sunt în registre diferite și că arată diferite potențialități ale lui Bogdan Răilanu. Am ales o autoare care era încă nedebutată în volum, ea era și singura, Diana Bădica.
Mi-am dorit-o foarte mult pe Adela Greceanu cu un text în această antologie. Mie îmi place foarte mult proza ei, îmi place și poezia ei, de fapt. Și m-am bucurat că ea a scris un text special pentru cartea asta. E o proză scurtă, cred că a doua proză scurtă pe care a scris-o în viața ei. Și care e un text foarte bun, un text foarte dens de analiză psihologică și nu doar. Am vrut și autori care n-au mai scos de mult o carte, cum este Mihai Mateiu, de pildă, și care tot așa mi-a dat o parte din ceva ce poate deveni, după mine, nu știu, un microroman sau poate va fi tot un volum de povestiri. De asemenea, Vitalie Ciobanu, cu o proză care se cheamă Zilele după Oreste și care dă și titlul unui volum care va apărea la Bookfest, tot în colecția de scriitori român contemporani. Am vrut să existe foarte mult mare diversitate în antologia asta și ea să fie și stilistică, și tematică, și de vârstă, și de gen, dacă vreți, o să vedeți că ponderea e destul de echilibrată, dar n-a fost nimic foarte căutat, foarte programatic, pur și simplu am luat acele texte care mi-au plăcut, care mi s-au părut reprezentative și pentru autorii lor, dar și pentru ce înseamnă proza românească contemporană în momentul ăsta, și cred eu că a ieșit un fel de oglindă, de fapt, a ceea ce se scrie acum în România, și asta e foarte bine pentru că un cititor mai puțin avizat, să-i zicem, care va lua această carte, va vedea care sunt principalele direcții ale scrisului în momentul ăsta. Care mai e starea criticii literare? Pentru asta ar trebui să facem o altă întâlnire. Nu prea mai găsesc texte de critică literară, cum să spun eu, hotărătoare, care să determine destine. Aici e o problemă, dar e o problemă în principal cu critica de întâmpinare și s-a tot vorbit despre asta. Au rămas foarte puțini critici sau s-au întors în critica de întâmpinare, foarte puțini dintre cei care au făcut critică, și asta pentru că majoritatea sunt și în mediul academic sau se manifestă și în mediul academic și au cu totul alt tip de proiecte. Pe scurt, își scriu propriile cărți, sunt foarte atenți la propria lor muncă, sunt implicați în tot felul de proiecte, îi interesează mai puțin critica de întâmpinare. După mine, critica de întâmpinare ar trebui să fie făcută de critici tineri și foarte tineri, de oameni proaspeți care să aibă foarte multă curiozitate, care să aibă un condei incisiv și neiertător, că despre asta e vorba în critica de întâmpinare. Din păcate, asta nu prea se întâmplă. Vin puțin critici din urmă, în așa fel încât la Gala Tinerilor Scriitori, de pildă, în ultimii 2 ani nu s-a acordat premiul pentru critică literară, ceea ce înseamnă că sub 35 de ani nu prea mai avem critici. Și asta e ceva critic. Altminteri, critici sunt, se scrie, dar nu în presa culturală. De fapt, asta e problema pe care o avem acum. Și atunci apar foarte mulți, nu știu, critici de blog, dacă vreți, de platforme literare diverse, care își au și ei rolul lor. Acum depinde și cât de pregătiți și de onești sunt în exercițiul lor critic, dar oricum ei nu pot înlocui o critică profesionistă, oricât am vrea să compensăm cumva critica asta de întâmpinare, lucrul ăsta e imposibil, după mine. Să pot decela niște puncte comune, niște lucruri comune în scrierile scriitorilor români de astăzi, adică titlul este 16 prozatori de astăzi, asta e o enumerare, nu spune ceva despre conținutul. Nu spune ceva despre ceva ce au comun cei 16. Da, pentru că sunt 16 individualități, într-adevăr, foarte bine formate, dar există și tematici comune în carte. Sunt, de pildă, prozatori interesați de istoria recentă, de perioada dinainte de 89. Sunt niște texte foarte bune ale Ioanei Nicolae și un fragment de roman al Corinei Sabău, dintr-un roman care se numește Provizoriu și Se auzeau greierii, și care o să apară în toamnă tot în colecția de scriitor român contemporan de la Humanitas. Foarte puternic, e un fragment despre viața în comunism într-o fabrică românească, despre viața femeilor, de fapt, înainte de 89 și tot ce însemna asta.
cu foarte multă forță vine Corina Sabău în cartea asta, sunt autori interesați, foarte, foarte bine imersați în actualitate, interesați de ce se întâmplă în lumea de astăzi, în corporații, da, în viața asta. Asta am observat și eu. Majoritatea scriitorilor par un fel de jurnaliști ficționari. Au relatări foarte directe despre ceea ce se întâmplă, despre viața exact cum au trăit-o și încearcă cumva să-și recupereze experiențele. E aproape o tendință generală. Da, e o direcție. De asta eu mi-am dorit foarte mult în colecție și totodată în antologie să arăt că există o diversitate întreagă, sunt o mulțime de tendințe de fapt în literatura actuală, sunt autori foarte diferiți între ei și chiar și aici se vede diversitatea asta. Sunt texte diferite și stilistic, cum spuneam, sunt texte care se întorc la spațiul rural, ceea ce nu prea se întâmplă foarte des în proza românească contemporană, de pildă Lavinia Braniște și Bogdan Coș au niște texte foarte bune de tipul ăsta. E un text atipic, aș spune, și pentru antologie, dar și în contextul prozei actuale a lui Cosmin Perța, care merge spre un anumit tip de fantastic, așa mai degrabă întunecat, morbid, și care n-are chiar nicio legătură cu realitatea, cu momentul în care e scris, și lucrul ăsta nu e relevant în niciun fel în text. E Tatiana Țâbulea, care vine cu tot așa cu un text destul de diferit, aș spune eu, de ce a făcut ea în primele ei două romane, care au fost atât de bine întâmpinate de critică. Augustin Cupșa vine cu atmosfera de pe un platou de filmare, care din nou nu are niciun alt corespondent în antologie. Deci textele sunt de fapt destul de diferite și chiar și stilistic, aș spune. Ceea ce nu am avut și am regretat, dar nu aveam cum să forțez lucrul ăsta, a fost o mostră de ficțiune istorică, pentru că se scrie astăzi, sunt mulți autori care se întorc de fapt la epoci trecute și scriu o ficțiune istorică, de multe ori care, nu știu, virează în fantastic și așa mai departe. Asta nu are antologia asta, dar găsim în altă parte, dacă suntem un pic atenți. Da, proza din ultimii 20-30 de ani e foarte axată pe valorile urbane, pe modul urban de a exista și încearcă să, toți încearcă să cumva, așa cred eu, așa am citit eu, să-și recupereze experiențele pe care nu au un criteriu, nu au o altă, nu au la ce se refere și încearcă să-și recupereze un anumit tip de identitate. Augustin Cupșa, am văzut, e foarte, în romanul lui publicatul la Humanitas, asta face, încearcă să recupereze o lume a anilor 90, despre care e foarte greu de vorbit și s-a vorbit tot timpul foarte superficial. Și Bogdan Răileanu face același lucru a spus că există și o întoarcere la a privi mediul rural. Cum e privit? Din ce perspectivă? Adică bănuiesc că nu mai e Marin Preda. Nu. Și în niciun caz nu e un spațiu rural, nu știu, idealizat. Textul Lavinia Braniște, care e unul din cele mai puternice, din cele mai bune, după mine, din carte, e povestea unei emigrante care se întoarce acasă. Și e, bineînțeles, vorba despre felul în care percepe un spațiu, mă rog, înainte familiar, acum, după ce a avut experiența străinătății, și despre cum găsește, cum le găsește aici pe personajele care cândva au făcut parte din viața ei, dacă acestea sunt sau nu schimbate, care e percepția lor, la rândul lor, față de o înstrăinată, față de cineva care vine din afară, după ce a trăit o experiență atât de diferită de ceea ce le este lor dat să trăiască. E foarte interesant și foarte subtil textul ăsta al ei. Și ca tip de scriitură au dispărut total încercările de problematizare, eu știu, metaliterare sau care să discute ce acela un text literar sau tipul ăsta de postmodernism. E o plonjare directă în text, o deschidere, nu?
Dar cumva e firesc să fie așa. Și o tendință generală și normală, dar n-aș spune că a dispărut de tot. Mai sunt și nu știu, metatexte și texte care cu bătaie mai lungă dincolo de literatură. Tot în contextul ăsta al valorilor urbane și a atenției pentru București și cartea dumneavoastră, romanul nou apărut, care e practic, nu știu, a patra carte despre București pe care... Nu știu dacă e un roman despre București, dar a patra carte, da, este. Este. București e personajul principal, chiar dacă e o formă de viață necunoscută. De ce ați ales forma asta de roman ca să continuați o tematică pe care ați început-o cu Strada Mântuleasa și cu cercetările de geografie literară? Eu aș zice că exact asta n-am făcut. Adică n-am încercat să continui în proză ce începusem în cărțile de critică și de teorie. Eu am scris proză de foarte devreme, de când eram studentă, și chiar am crezut că o să debutez cu un volum de proză scurtă. Era pregătit, cam în ultimul an de facultate, așa, mi-l pregătisem, și în momentul ăla ceva s-a schimbat, cum se întâmplă în viețile tuturor și mai ales în a mea. A intervenit ceva neprevăzut. Întâlnirea mea cu profesorul Sorin Alexandrescu, și care mi-a propus să fac un masterat la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, și de acolo practic a început traiectoria asta a mea, care a mers pe cercetare. A urmat un doctorat, un postdoctorat, domeniul ăsta nou al geocriticii, al geografiei literare, care a început să mă intereseze, și așa au apărut cărțile de non-ficțiune, cărțile academice. Dar în timpul ăsta eu am continuat să scriu proză, și mai ales în timp ce mă documentam pentru teza de doctorat, când am făcut istoria acestui colț bucureștean, cartierul Mântuleasa sau Mahala, a fost Mahala Mântuleasa, au început să se sedimenteze altfel lucrurile și să intre și în domeniul ăsta, pe teritoriul ficțiunii, pentru că acolo eram firește mult mai puțin încorsetată de toate restricțiile pe care le presupune un studiu academic, și am început să reconstitui de fapt viața acestor personaje, actitorilor Bisericii Mântuleasa, că despre asta e vorba, în ficțiune, pe linia documentelor, sau mai bine zis plecând de fapt de la documente și folosindu-mi în sfârșit imaginația așa cum mi-ar fi plăcut să o fac de la bun început, dar n-am putut în cartea despre Mântulese, care e de fapt o rescriere a tezei mele de doctorat. Deci cumva lucrurile s-au întâmplat foarte organic, eu am oscilat mereu între proză și critică literară și am avut aceste bucăți scrise de-a lungul timpului, până când acum, nu știu, vreo 3 ani, 3 ani și jumătate am început să scriu serios, așa aplicat la romanul ăsta, care a avut o gestație lungă, și spun eu că a fost foarte important că s-au întâmplat așa lucrurile, că s-au așezat cumva de la sine și pe urmă a ieșit totul foarte, cu foarte mare ușurință și așa firesc. Sunt 3 personaje care trăiesc în epoci diferite și care, într-un fel, fiecare se raportează la București, la felul, la oraș și ce înseamnă oraș în cazul acesta sau în cazul acesta literar, să zic. Da, sunt 3 vârste ale orașului, dacă mergem pe această variantă de interpretare a dumneavoastră, pe care au mai avut-o și alți critici, că orașul e de fapt în centrul romanului, el e personajul principal. Sunt 3 perioade care m-au interesat fiecare într-un fel diferit. În primul rând, începutul secolului al XVIII-lea și domniile fanariote, cum arăta Bucureștiul atunci, dar mai ales m-a interesat cum trăia o femeie la început de secol XVIII, o femeie despre care se vorbește mereu ca despre soția cuiva sau despre sora cuiva. Sunt mai multe, două femei sunt în prim planul acestei părți din carte, și pur și simplu am vrut să-i dau voce, să o las să-și povestească, mă rog, indirect, pentru că naratorul e omniscient, să-și povestească indirect experiența asta a unei femei care rămâne de fapt cu un statut neclar după ce bărbatul ei, care e negustor, un fel de negustor itinerant, dispare, și ea rămâne într-o situație ambiguă de nici măcar văduvă.
cumva un fel de paria cumva la marginea societății bucureștene, care și așa nu favoriza prea mult o femeie cu un statut de tipul ăsta, o femeie rămasă văduvă. Și e de fapt povestea unei lupte, lupta de a învinge o anumită perioadă istorică și totodată de a ridica o biserică care a devenit de fapt corpul bărbatului ei dispărut, pentru că de asta e ridicată biserica mântuleasa. Asta e primul plan al cărții și prima vârstă a Bucureștiului. Al doilea se petrece în timpul primului război mondial și mi-am dorit foarte mult, aici cred că mai mult decât în alte părți, să existe un portret al orașului, al orașului devastat, al orașului ocupat, al orașului care se înstrăinează, devine străin chiar și pentru locuitorii lui din totdeauna, își schimbă toate coordonatele familiare și devine altceva, un alt tip de spațiu hibrid, care nu mai e nici Bucureștiul, nu e niciun alt oraș. Și din nou e o poveste despre o femeie, de fapt e o poveste a unei case după mine, a ridicării unei case, care e așa un fel de receptacul al tuturor emoțiilor și fantasmelor unui om care nu știe cum să supraviețuiască altfel acestei traume colective teribile, care e un război. În planul al treilea, care e și singurul scris la persoana întâi, cred că sunt cel mai eu și mi-am dat cea mai multă libertate să scriu lucrurile așa cum au venit ele. Pe de o parte, ca să mi-l apropii pe cititor, e de fapt un fel de jurnal de doliu partea asta, și ca să-i vorbesc despre niște experiențe fundamentale prin care sunt convinsă că fiecare a trăit la un moment dat, cu foarte multă sinceritate. Asta a fost proba de foc după mine în cartea asta și m-am bucurat că la un moment dat un critic literar mi-a spus că aș fi putut să scriu și un roman care să conțină numai partea asta și tot ar fi fost o carte bună, și asta înseamnă enorm pentru mine. Cu ce cărți din domeniul acesta al literaturii contemporane românești va veni Humanitas la târgul de carte? Tocmai a apărut romanul lui Cornel Bălan, acest pe care îl aveți, da, Liftul, care e un fel de povestea unui insomniac, a unui suferind de apnee, de fapt, care, a cărui percepție despre lume e alterată din cauza aceasta medicală, și atunci cartea e un fel de roman psihedelic în care realitatea se amestecă foarte des cu visul, cu reveria, scris foarte, aș zice eu, dintr-o suflare, o carte foarte proaspătă, și sunt curioasă cum o să fie ea întâmpinată de public. Apoi, în momentul ăsta, pregătim un roman de debut al Cristinei Vremeș. E povestea unei maturizări, aș zice, povestea unei fetițe, de fapt, și prin intermediul acesteia se spun, de fapt, mai multe povești alternative a trei generații de femei, tot așa, una plasată în mediul rural, într-un spațiu urban, de fapt, foarte violent, foarte brutal. Ea are și o amprentă stilistică foarte puternică în toate cele trei planuri ale cărții. Sunt din nou foarte curioasă să văd cum va fi întâmpinată, dar eu am mare încredere în cum scrie ea. Vor fi apoi până în târg și volumul lui Vitalie Ciobanu, pe care l-am amintit deja, Zilele după Oreste, un volum de texte scurte. Va fi un roman al lui Dumitru Crudu, care a fost o surpriză pentru mine, sunt sigură că va fi și pentru cititori, și un volum de proză scurtă fantastică al lui Andrei Panțu. Proză fantastică, când spun asta nu mă gândesc la SF sau la fantasy, ci la adevărata proză fantastică, care se scrie mai puțin astăzi, aș spune eu, spre deloc, și e un volum foarte, foarte interesant la care Andrei face acum ultimele retușuri. Și o ultimă întrebare, ce înseamnă dot lit din titlul antologiei? Înseamnă o promisiune că va fi un ciclu, de fapt, de antologii. În fiecare an ne-am propus să scoatem în toamnă o antologie de acest tip. De acum încolo cred însă că vor fi tematice
și vor avea o apariție anuală cândva în noiembrie, probabil chiar la Târgul de Carte. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu!